Deci există deja de câțiva ani, nu foarte mulți oameni s-au putut conecta la serviciile 5G. Iar un raport publicat de Ericsson Consumer Lab îți spune că românii chiar își doresc asta. Colegul Sebastian Ujică, editor corespondent al FNews, vine cu mai multe informații. Sevi, care sunt concluziile acestui raport? Tatiana, interesul pentru tehnologia 5G este mare și la noi. 37% din respondenții la studiu spun că nu vor să treacă la 5G, iar 22% speră că acest lucru se întâmple în următoarele 6 luni. Tehnologia 5G vine cu multe avantaje, dar și costuri suplimentare. Iar raportul mai dezvăluie că utilizatorii din România sunt dispuși să plătească cu 10% mai mult pentru abonamentele de telefonie mobilă, care includ servicii 5G. La nivel global, deja 20% dintre utilizatori folosesc mai rar Wi-Fi-ul în spațiile din interiorul clădirilor, asta datorită beneficiilor 5G. Dar de ce este atât de lentă această trecere la 5G? Cum se explică? Da, spre deosebire de tranziția către 4G din urmă cu mai bine de un deceniu, cea către 5G este într-adevăr mult mai lentă. Iar asta pentru că tehnologia are mai multe obstacole, iar cel mai important și primul dintre ele este acoperirea. Antenele 5G trebuie direcționate pentru un semnal full și astfel nu poți avea 5G decât în anumite zone. Acest lucru a frânat această tranziție. Cu toate astea, predicția este că numărul de abonamente cu servicii 5G va ajunge la pragul de 600 de milioane până la finalul anului, de 3 ori mai mult ca în 2020. Iar peste un an, 5G va deveni deja standardul pentru abonamente și va depăși pragul de 1 miliard.